Salutare, dragii mei! Vreau să vă prezint o minunăție de aparat recuperat din gunoi. Un aspirator pe care, nu știu, eu nu l-aș fi aruncat niciodată, dar mă rog. Este vorba de un Electrolux Super Cyclone High Speed Dust Removal 2100 de W. Și mă rog, 11 metri raza de acțiune cu cablul întins, cu tubul întins. Nici nu știu cu ce să încep. Deci 2100 de W. Am măsurat, într-adevăr, are motorul un 2098 ceva așa. Însă fără filtre. În momentul în care îi pui filtrele, puterea lui scade pe la 1800 de W. Nu mi explic de ce. Eu când l-am găsit, mă rog, era în gunoi, era într-o stare proastă, era vai de capul lui, săracul. Fuseseră filtrele scoase, tot scos. Motorul era colmatat cu praf, cu mizerie, cu... Era cam terminat. Și pe tubul acela, pe furtun avea și un mare pietroi poziționat așa de-a doua, înțepenit cu praf, cu mizerii și cu... Deci nu mai se terminase. Eu l-am refăcut, l-am polișat, l-am aranjat. Pur și simplu ca nou. Am desfăcut motorul, am absolut tot, filtrele schimbate, cărbuni, rulmenți, totul e ca la carte. Scula, nu știu, e undeva la începutul anilor 2000. Undeva prin, nu știu când a fost făcut ăsta, să nu vorbesc prostii, în 2010, ceva așa, în barnă. Nu știu, în momentul de față e perfect funcțional. Are o clapețică aici, se deschide frumos capota. Ai două mânăruțe, ai scos cutia de praf. Aici avem un filtru, să vedem dacă pot să-l... Deci în cutia de praf. Un filtru lavabil din burete. Deci v-am zis, totul a fost refăcut, până și garniturile au fost date de mine, curățate și date de mine cu silicon. Aparatul e pur și simplu restaurat complet, nici nu l-am pus în funcțiune. Deci ai apucat cutiuța, pleci cu ea la gunoi, ai aici un mâneruț, o mică clapețică de care tragi, se desface, ai vărsat cutia în
coșul de gunoi. Apropo, și garnituricile astea mici de aici, tot eu le-am curățat, le-am siliconat, le-am aranjat. Mai este aici un mic filtru, un filtru grosier de păr, de scame, de... Deci, practic, ăsta ar fi primul sistem de filtrare. Ar să-mi închid aparatul. Ar urma aici al doilea. În locașul acesta pentru cutia de praf avem un alt filtru care îmi protejează, practic, hai să-l dau și pe el afară să se vadă calme, care îmi protejează practic motorul. În spatele lui am motorul. Deci s-a muncit la scula asta, s-a muncit, dar eu zic că merită, na. Deci mi-am curățat filtrul, cutia de praf intră foarte frumos, se așează aici. Mi se explică ce trebuie să facem, la la la, cum se spală, cum se... Na. Îi închidem capoțica. Foarte simplu. Aici este un mâner de deschidere. Bun. Să trecem la partea din spate. E greu comun. Iese chestia asta afară. Mai avem aici încă un filtru. Asta este practic eșapamentul aspiratorului. Da, asta se spală foarte simplu, e un burete. Bine, textura este specială, nu e orice fel de burete. Am mers pe filtrele originale de la Electrolux. Special pentru ce avea el nevoie. N-am luat orice prostie, pentru că aftermarket înseamnă să ți se... să ți se strice elementele filtrante. Ele teoretic sunt lavabile, practic s-ar putea să rămâi fără ele după ce am încercat un... Asta este de exemplu un H12. Am încercat un H12 aftermarket să-l curăț cu pistolul sub presiune și s-a făcut praf, s-a dezintegrat. Deci nu prea recomand. Deci am spus că avem pe eșapament astea două filtre. Pe ăsta vi l-am prezentat, lavabil, frumos, nu știu ce, îl scoatem și aici este practic evacuarea lui. Mai avem o garnitură aici pe margine, am uns-o, am aranjat-o și pe ea, silicon evident, la la la. Bun. Nu pot să pun filtru cu o mână, o să fac un pic pauză și revin. Așa. Două lamele, se înfig, se apasă și cam asta este tot. E destul de drăguț. Nu știu, eu nu aș da așa ceva pe
ce se comercializează în zilele noastre. Chiar dacă mai are el niște zgârieturi, niște, mă rog, e un aspirator luat din gunoi, ce să mai, nu o să ai mari pretenții, dar l-am pus la punct și l-am făcut ca pentru mine. Cablu ăsta nu mai știu cât are, vreo 8 metri dacă nu mă înșel. Apeși frumos pe butonaș, clasic, se strânge. Hai să mai arătăm o dată. După atâta vreme, totuși, uite cât de frumos lucrează. Se poate așeza frumos așa, ca să poți pentru scări, pentru, nu știu, locuri înguste unde vrei să-l folosești. Deci poate să stea așa frumos. Evacuarea este pe aici prin lateral. Ce îmi place mie la el este faptul că îți suflă aerul în sus, față de aspiratoarele care îl suflă prin spate sau prin lateral. Chestia asta, nu știu, pe mine mă enervează, pentru că, Doamne Dumnezeule, eu încerc să dau cu aspiratorul, iar el îmi face un mare curent aici în spate și îmi ridică tot praful. Nu știu, mă avantajează, sistemul ăsta de a da aerul în sus, mă rog. Fiecare cu... Iar aici are două piciorușe în momentul în care îl rabatezi, să se poată așeza frumos pe ele, iar roțile să fie libere. Și se așează pe chestia asta de aici, unde na, se poate înfige peria. Să exemplificăm. Deci peria se poate înfige frumos aici. Bineînțeles cu furtunul de rigoare. Iar în momentul în care este rabatat și stă frumos, mai are o chestie aici unde poți să o agăți și să-l poziționezi în poziția asta. Evident, roata de direcționare. Hai să ne uităm puțin și la eticheta tehnică, la casetuța tehnică. Ei îmi dau 1900 de W și 2100 pe maxim. Eu n-am 1900 de W, v-am zis. E undeva la 1800 și vreo 50, parcă nu mai mi-aduc aminte cât am măsurat, dar na, este pe acolo. Și nu știu, eu v-am spus, nu prea l-aș da pe ăsta pe unul nou sub nicio formă. Ce înseamnă? Deci el are 2100 de W. Iar ce am văzut astăzi prin magazine, nu știu, erau 700, ceva așa. Și la preț foarte scump, 600, 500, o mare nebunie. Nu se compară treaba pe care o face ăsta atât de vechi cât este cu ce face unul nou, cu toate sistemele și cu toate minunile și cu toate vrăjirile. Dacă motorul nu te duce, n-are cum să, n-ai cum să scoți putere din nimic. Deci ce fac eu
cu ăsta în 20 de minute, ăla o să facă într-o oră întreagă, probabil. Și da, cred că asta este planul globaliștilor, să ne țină ocupați. Dacă nu stai pe telefon, să stai ore în șir pe aspirator, să stai ore în șir pe nu știu ce, ca să nu ai timp să te gândești la ce se întâmplă. În fine, nu vreau să politizez. Pornirea este foarte simplă, ca la clasa 1. Avem off, după care începem să rotim și ne ducem spre maxim. Chestia asta, nu știu ce să zic. M-am uitat la cablaj, este destul de simplu, este un scap acum, semireglabil, nu-mi vine minte, mă rog. Este o piesă care se găsește peste tot, nu are trei piciorușe, o scoți de acolo și ai terminat. Restul nu prea par să facă probleme restul pieselor. În fine. Da. Deci cam asta e, un singur buton. Mi se pare foarte ok. Ce am mai făcut? Vă arătasem peria. Atrage praf. Am condiționat-o și pe asta. O pare să aibă mari uzuri, 4 rotițe care merg foarte frumos. De fapt, nici nu trebuie mai mult. Și un sistem foarte simplu. Peria simplă sau peria cu măturici. Și mis măturicile astea de aici, foarte frumos. Minunat. Au și un fel de arculețe. Am curățat și ăsta, l-am hidratat tot așa cu ulei de silicon. Flexibil, frumos. Ce am mai făcut? Mi-am curățat și țeava pentru că avea ceva rugină pe ea. Să pun undeva telefonul ca să vă arăt cum funcționează chestia asta. Pun un pic pauză. Deci am curățat, am aranjat toate sistemele astea de pulisare, de fixare. El are o singură poziție în care intră, deci nu este ca la celelalte aspiratoare. Aici are o clemuță care se deblochează apăsând. Clemuță care trebuie să intre aici în chestia asta. Nu se mai poate roti, nu se mai. După care pur și simplu se apasă și se trage. Deci în momentul în care ai introdus țeava, ăsta este butonul, ăsta este apăsat, rotește un pic de ea până a sărit. Când a sărit este pe locaș, totul în regulă.
am sistemul ăsta de... Uite ce frumos lucrează după atâția ani. Abuzat și... Da. Și am zis că ăsta se întinde, tubul ăsta telescopic, aici intră furtunul. Hai să vorbim puțin și despre el, facem o mică pauză să mă duc după furtun. Deci la pe partea de furtun îmi place foarte tare că are un sistem așa cu două clipsuri. Are un sistem cu două clipsuri care pur și simplu intră aici. Trebuie să le apeși și nu mai iese oricât ai rotit de el. Este foarte simplu. Vrei să-l desfaci, ai apăsat, l-ai tras. Foarte calmă chestia asta. Furtunul l-am adus și pe el într-o stare cât mai bună. E, pistolul evident are chestia asta aici de care v-am spus, care se poate poziționa în țeavă. Deci pur și simplu trebuie să-ți bați capul, l-ai înfipt, l-ai rotit până a sărit mâneruțul, l-ai scos apăsând ușor ăsta, pac, pac. Și un sistem foarte simplu, foarte, foarte ok, mi se pare, dacă a rezistat atâta timp. Evident, fluxul acesta de aer fals de aici, de pe pistol, în momentul în care ți-a prins perdeaua sau ceva, să-i poți să-i reglezi jetul. Bun. Și nu mai știu ce vreau să spun. Reglând fluxul de aer din chestia asta, pistolul e foarte, nu știu, foarte ergonomic, e minunat, ușor de folosit. E butonul la îndemână. Eu nu, pur și simplu nu înțeleg de ce aș avea nevoie să reglez de aici turația motorului. De ce aș avea eu nevoie să reglez turația motorului când eu pot să-mi reglez la mână, fără să mă mai duc la aspirator, să mai rotez de rotițe? Eu am nevoie practic de un motor puternic, de un sistem bun de filtrare să nu oprească toate mizerile în aspirator, să nu mai scoată praf și pe evacuare, să mă apuc după aia după ce am dat cu aspiratorul să mai curăț praful și de pe mobile o grămadă că a scos el pe aici și mi l-a dat pe la spate și mi l-a aruncat în sus și pur și simplu, din punctul meu de vedere, ar trebui un buton on-off și cu asta basta, fără beculețe, fără luminițe, fără reglaje, fără de-alea pe pistol să dau eu în taste, să fac, lasă-mă frate, că nu, o prostie sinistră. Deci chestia asta de aici este simplă și eficientă. Cât de tare vreau să-mi tragă, mi-am reglat frumos la mână și mecanic. Vreau să vă mai spun o chestie despre țeavă. Inox, domnule, inox. Auzi cât de plin sună. Pang, 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 pang.
Deci nu e o țeavă nenorocită, vopsită și nu. Bine, inoxul ăsta n-a fost chiar pur pentru că mai avea punctișoare de rugină pe aici pe acolo și l-am aranjat cu un șmirghel de 2000. Dar nu erau probleme extraordinare, să zici că, vezi, Doamne, era o nenorocire. Adică nici nu prea am avut mult de muncă, m-am tras așa la... N-am avut toate accesoriile, nu le-am găsit și pe alea la gunoi, din păcate. Dar accesorii mai am, de la alte aspiratoare, se potrivesc de minune pe țeava asta, chiar dacă nu au sistemul ăsta, nu e nicio problemă. Și uf, după cum vă spuneam, ăsta a fost demontat de mine bucăți și bucățele, restaurat de la A la Z, e motor tot, este ca nou. Hai să vedem ce poate să facă. O să-i dăm drumul pe maxim. Deci așa o ia el ușurel, din dreapta în dreapta, dar probabil pentru Germania, să nu facă zgomot, să deranjeze vecinii, să dai în liniște, că vezi, Doamne, îți face vreunul reclamație. Hai să-l dăm din prima pe maxim. Ce naiba că îți rămâne pielea roșie unde trage. La așa ceva nu vezi la ce ziua de azi. A, gata, mi-am adus aminte ce vreau să vă spun. Mai are o chestie foarte calmă aici. Un mic butonaș pe care apeși și iese practic chestia asta, pistolul și... Iar ineluțul ăsta este în momentul în care ăsta pur și simplu se înfiletează aici cu un pic de glue. În momentul în care ți s-a crăpat
furtunul pe undeva, mai ales în zona asta aici, unde se tot flexează din cauza pistolului, pur și simplu l-ai tăiat. El este ca un fel de filet, Bine, prima oară trebuie să cureți, să desfaci chestia asta de aici, după care vine și se înfiletează frumos, tăiat zona ruptă, se înfiletează frumos, îi dai cu un nou lipici, ți l-ai băgat aici, foarte simplu și ți-ai făcut furtunul nou. Da, nu știu. Cam asta ar fi de spus despre aspirator. Este o sculă minunată. N-aș cumpăra ceva nou. Prefer să adun din gunoaie lucruri bune pe care să mi le repar decât să... Mulți ar spune, domnule, e un ecologist. Iar alții ar spune, nu domnule, că la 2100 de W ăsta consumă prea mult curent. Păi da, consum prea mult curent, dar eu cu 2100 de W prefer să dau 20 de minute decât să folosesc 500 de W, 700 de W cât au astea de acum și să bârâi cu el 7 ore. Da. Da, cred că am atins cam toate punctele, nu mi-am făcut un plan, nu mi-am făcut un speech, pur și simplu vorbesc liber, spun ce cred. Da. E un lucru minunat, este făcut cu simț de răspundere, materiale de calitate, motorul este, ce să zic, pe veci, se desface, se repară, totul e pe șuruburi, nu există nimic să nu poată fi făcut, nimic capsulat, piese încă se mai găsesc, dacă nu se găsesc, se pot adapta unele care sunt încă și cu asta, basta, oricum, ăsta așa cum e, în groapă, trei aspiratoare noi, cel puțin, este nemaipomenit. Dacă te pricepi un pic, nu ai treabă. Deci nu l-aș da, la ora actuală să-mi dea trei aspiratoare Electrolux pe el și nu l-aș da. Nu mă interesează prostiile pe care le fac ei în ziua de astăzi cu plastice ieftine, reciclate, cu tot felul de materiale de calitate slabă, nu, multă electronică, cu, v-am zis, pur și simplu, chestia asta de aici este singura parte electronică din el și poate fi înlocuită foarte frumos cu un butonaș on-off și am terminat bâlciu, nici nu mă doare cap. Multă sănătate, mulțumesc pentru răbdare și pentru vizionare, toate cele bune, o zi minunată vă doresc!